Bună dimineața, suflete frumoase! Bine, ne revedem la mesajul zilnic, mesaj venit din infinit, mesaj venit cu multă iubire, pentru a-ți aduce zâmbete, pentru a-ți aduce bucurie și, de ce nu, pentru a-ți aduce o călătorie pentru această nouă zi din călătoria ta. Astăzi avem vibrația cristică, a conștiinței cristice, am folosit oracolul Cuvinte Iubitoare de la Isus, Crede, dorem, virtu, imaginea din acest oracol. Și îți reamintesc că poți să găsești mesajul complet pe pagina mea de Facebook, Gabriela Camelia Popescu. Este un mesaj foarte frumos. Aici este reprezentat Iisus cu Maria Magdalena, la înviere, când ea l-a văzut la mormânt. De fapt, ceea ce se întâmplă aici, nu știu dacă ați citit cărțile lui Daniel Meroa despre viața lui Iisus, Maria Magdalena a primit aici o mare inițiere, o mare taină, da? Pentru a susține lucrarea cristică pe mai departe, pentru a susține umanitatea. De aceea a fost și numită Apostolul Apostolilor și a fost recunoscută și de Vatican în 2016. Mult prea iubita Maria Magdalena. Dar să revenim la mesajul nostru de astăzi. Am spus că astăzi este despre credință și ești întrebat de ce nu vezi și de ce nu privești, de ce nu auzi și de ce nu asculți. Și se spune chiar acum să simți, să spui palmele pe pieptul tău. Simte, în tine se înfăptuiește o taină sacră. Chiar acum, conștiința cristică ascultă al tău cânt și ți se relevă. Cu energia sa blândă și iubitoare, conștiința cristică face ca soarele tău să lumineze din nou din împărăția ta. Pentru că chiar aici, în spațiul sacru al inimii tale, aici este lumina luminilor, aici se împoptește taina, aici se unește cerul cu pământul. Și se spune că este timpul să renunți la trecutul tău, care te ține încorsetat, încorsetată, și pe care tu îl proiectezi în momentul sacru al clipei prezente. Conștiința cristică susține acum întreaga planetă Pământ și învăluie chiar acum inima ta. Și știi ce se întâmplă când conștiința cristică îți învăluie inima? Îți frânge toate lanțurile ruginite prin care tu ai înlănțuit-o, prin neiubire, prin neacceptarea vieții, prin gelozie, prin tristețe, prin emoții și sentimente de vibrație joasă care vin printr-o energie nu tocmai armonioasă. Lanțurile care s-au creat prin această neiubire, prin ură, prin judecată, prin prejudecăți, prin gelozii, prin critică, prin agresivitate, prin minciună, se dizolvă acum. Stop! Oprește-te! Tu nu ești asta. Cerurile spun cu fermitate că ți este de ajuns. E susținut, e susținută chiar în acest moment de iubirea pură a Cristului iubit ce a bătut la poarta ta și ființa ta l-a auzit. Să știi că inima ta ți este acum eliberată. Îndrăznește, ființă sacră. Pune pasul tău spre următoarea treaptă în călătoria ta. Probabil ai foarte multe momente când tu crezi că ai fost uitat, uitată. Ei bine, Cristul cel viu este întotdeauna cu tine. El este chiar acum aici să te cuprindă în iubirea sacră necondiționată. Acest izvor ce se revarsă prin inima ce înțelege a ta taină. Așa că cuprinde chiar acum cu mâna ta, mâna Cristului cel viu ce te întinde și ai credință că împreună cu El tu poți mișca orice munte. Dacă te lași pătruns, pătrunsă de a sa iubire ce ți se relevă din eterna nemurire. Ai Lui se află acum pe pământ. Este timpul nașterii și renașterii. Prin tine, ființă acelui sfânt, tu ești unul dintre copiii divini. Vasul tău acum se pregătește și din subtil multe daruri divine primește. Când mintea ta încearcă să te cuprindă din nou cu ale sale meandre, spune această taină. Copil al cerului sunt pe pământ și sunt iubit din infinit prin Duhul Sfânt. Da, aceste mesaje sunt foarte profunde și de fiecare dată mă emoționează și îmi ating
ating inima și mă bucur că le pot împărtăși cu voi. Sunt modul Universului de a comunica cu noi în mod mai abstract, pentru că am zis de atâtea ori, îngerii nu vor coborî cu noi la ceai, la cafea, să ne scoată în oraș sau poate ne vor scoate în oraș sub o altă formă. Este important să ascultăm limbajul vieții, să ne bucurăm de ceea ce suntem chiar acum în fața ferestrei mele. Am un copac care a mugurit și este plin de păsărele care ciripesc și care ciugulesc acei muguri mici. Soarele a răsărit, cerul este albastru și senin. Nu pot să nu ascult taina sursei vieții care vine prin această frumusețe și prin această stare de prezență. Aș vrea să vă gândiți acum la o situație de viață la care voi doriți un răspuns și să vedem ce spune iubirea. Da? Folosim ce ar face iubirea în locul meu acum, o carte scrisă de doamna Ana Aurora Șunc. Întreb iubirea. Când nu simți iubirea, deși știi că tu ești iubirea, când ai acceptat totul și te supui ordinii divine, cum poți simți ceva ce tu încă nu ai trăit? Iubirea spune, ce o viață în fața veșniciei? Ai primit să manifesti lumina care ești întotdeauna în multe forme, mai calmă sau mai tumultoasă, după cum a fost cazul. Dorești această experiență a iubirii împlinită prin trup? Pentru că dacă o ceri, o vei avea. Dar tu chiar acum ai totul. Iubești și dăruiești tot ceea ce primești, numai că manifestarea aceasta nu e ca cea omenească în trup. De aceea ți se pare că nu simți. Pentru că tu ești iubirea. Nu poți fi altceva și nu poți simți altceva decât ceea ce ești. Repetă-ți mereu, eu sunt iubirea. Și vei vedea că inima ta se va deschide ca o floare, trăind senzații nemai trăite până acum. Pentru că eu sunt viață, pentru că eu sunt tu. Sublim. Și ne continuăm mesajul, cu mesajul de la o carte vindecătoare, mesaje cristice primite de doamna Ana Aurora Șuncă sub formă de channeling și haideți să vedem mesajul cristic de astăzi, pentru că tot este despre conștiința cristică. Bucuria. Bucuria nu are nevoie de un obiect. Bucuria nu are nevoie de un partener. Ea este un dar din partea Universului. Darul este pentru toți, doar că unii nu-l văd. Bucuria este aerul proaspăt al dimineții și cerul l-a răsărit când noaptea încă nu a plecat. Bucuria e când vezi în fiecare om pe care îl întâlnești pe prietenul tău cel mai bun. Bucuria este când dansezi și cânti oriunde fi. Bucuria este să te mulțumești cu ceea ce ai și să mulțumești pentru tot ceea ce ai. Haide, ia-ți darul și lasă-l să se manifeste. E darul tău de la cel prea înalt. Ce tată și-ar chinui sau și-ar pedepsi copilul? Ce tată nu ar vrea să-și vadă fiul fericit? Crede cu tărie că ce așa este cum îți spun. Bucură-te că eu sunt cel care îți aduce această veste minunată. Dacă poți crede cu adevărat un minut, toată viața ta se va schimba, reașezându-se cum tu nici nu ai evitat. Vrei să încerci? Iată că aceste mesaje sunt în sincron cu mesajul care a venit din infinit despre credință, despre bucurie, exact ceea ce spuneam, că ne bucurăm de limbajul vieții, ne bucurăm de o nouă zi, de cer, de păsărele, de copaci. Până la urmă, aceasta este cea mai frumoasă bogăție a noastră de a trăi plenar prin ceea ce simțim și am ființat chiar în centrul nostru. Și dacă acolo este frumos, este și în exterior frumos. Dacă noi vedem prin ochii inimii, prin interiorul nostru, și este frumos acolo, noi nu vom mai distorsiona realitatea, ci vom vedea frumusețea care ne înconjoară și vom fi uimiți de acest miracol. Și această stare de pace și de ființare ne va duce spre starea de neutralitate, care este cheia care duce spre iubirea necondiționată, spre înțelepciunea ființei noastre. Dacă suflet, îți mulțumesc pentru că ești alături de mine la mesajele venite din infinit. Dacă simți că pot împuternici și pot susține și alte suflete, am să te rog să le distribui acolo unde simți tu că este nevoie și unde simți că aduc bucurie. Și îți amintesc de citirile energetice personalizate pe care le realizez. Vei găsi descrierea în descrierea acestui video. Vă zâmbesc și îți doresc să te bucuri de frumusețea ființei tale, să strălucești și
să-ți dai voie să fii un miracol aici pe pământ, precum e în sus, așa este și jos.